George, ce înseamnă pentru tine ca părinte când îți văd copilul premiat și chiar unul dintre cei mai buni jucători din echipa fără cuvinte? O bucurie maximă, e ceva special, e greu de exprimat în cuvinte așa ceva, e o trăire rară, adică ce pot să spun, adică să mă bucur și să-l felicit personal când voi fi cu el împreună, e ceva special. Noi vedem partea frumoasă. Acum, ce se ascunde în spatele? Este foarte, ce sacrificii fac părinții? Este foarte multă muncă, în primul rând, din partea lor, a copiilor. Noi, părinții, susținem cu toții, suntem de 5 ani împreună. Se lucrează riguros. De când am intrat în cadrul Academiei, am văzut mai seriozitate, muncă, disciplină, ordine și este rezultatul acestor lucruri. Noi, părinții, susținem cât putem. Financiar nu prea este chiar așa de multă nevoie de susținere, se rezolvă foarte mult din cap, din punct de vedere Academiei, este mult susținut. Și ce să mai spun, în mare este totul organizat, un grup frumos și, repet, ca urmare, acestea sunt rezultatele care apar. Vorbim strict de Alexi, unde îți vezi băiatul peste 5 ani, 10, chiar 10? Îl văd sănătos în primul rând, asta mi-aș dori cel mai mult, să fie sănătos, să progreseze treptat și dacă va avea șansa și va fi în continuare așa ambițios, cu certitudine va ajunge, dar mai sunt mulți factori care contribuie la acest drum destul de greu și îndelungat. Cel mai bun jucător al competiției.